Noi l-am rugat și eu l-am rugat să analizeze și o să analizăm și noi din raportul preliminar al Comisiei de la Veneția care sunt observațiile care pot fi adoptate sau cuprinse într-o ordonanță de urgență. Înțelegem că va fi vorba despre pensionarea magistraților, acolo cu modificare, ați convenit acest lucru? Eu m-am uitat cu atenție ieri și ieri seară. Noi n-am introdus prin lege o altă procedură de pensionare. Din ce am văzut eu, doar că s-au introdus câteva categorii noi. Deci să nu rămânem în confuzia asta și cred că nici Comisia nu trebuie să rămână în confuzia asta. Nu noi am introdus aceste prevederi, ele erau în lege. Dar dacă e nevoie să se facă vreo modificare, sigur că la numirea procurorilor să se fac modificări pentru că dăunătoarele este într-o mare analiză. Aici este o concordanță. Dicta noastră a zis că președintele, Curtea noastră constituțională, că președintele poate fi scos din ecuație. În analiza, draftul preliminar al Comisiei de la Veneția, se menționa că ar trebui să rămână. Dar președintele nu e scos din ecuație. La numire. La numire, cum să fie scos? Dar nu e. Revenim la amnistie. Când vom avea această concordanță? Pentru că înțelegem că sunt ceva... Nu se poate da ordonanța de urgență până când toate legile vor fi publicate și vor intra în vigoare. Deci 303-ul de-abia a ajuns la Cotroceni. Ultima zi când o poate promulga este vinerea următoare și după ce se promulgă, se publică și după publicare intră în vigoare în 3 zile. Deci de-abia atunci se poate vorbi de ordonanță. Dar Ministrul Justiției a trimis proiectul la CSM? Păi nu poate să-l trimit, nu poți să trimiți un proiect să modifici ceva ce nu există. Asta este explicația. Da. Ați discutat cu domnul Tudorel Toader și despre ce se va întâmpla cu ordonanța 6 pe care o analizează deputații din Comisia Juridică, dar tot așteaptă soluțiile de la Ministerul Justiției. Cred că, până la urmă, deputații trebuie să-și asume care sunt articole care trebuie să fie introduse în ordonanța 6 și să o trimită la vot. Dumneavoastră, ce formulă ați susține legate de această? Să o respingă și să fie respinsă. Să fie respinsă. Ce ar trebui să se întâmple după, dacă vorbim și de posibilitatea aceea deschiderii după revizuirii sentințelor? Ați discutat cu domnul Toader despre acest lucru? Nu, i-am rugat și pe domnul Toader și pe cei din Comisia Juridică să se gândească care ar fi calea de urmat dacă se respinge ordonanța și să vină cu propunere. Domnul Dragnea, aveți foarte multe rugăminți pentru domnul Toader. În momentul de față, cum apreciați colaborarea noastră cu Ministrul Justiției? Foarte bine, eu îl rog și el ascultă. Și dacă domnul Toader nu ascultă, ce se întâmplă? Tot timpul ascultă când îi zic ceva.